În Buzău și în alte 21 de județe din țară a fost impusă atenționarea meteorologică de cod galben pentru perioada 20 noiembrie, ora 6, până pe 21 noiembrie, ora 12, situație în care autoritățile locale trebuie să fie pregătite pentru a interveni în caz de necesitate. Prefectul județului, Mariana Buleandră, a declarat că toți factorii responsabili să intervină în astfel de situații ar fi pregătiți pentru vreme capricioasă anunțată de meteorologi. La nivelul județului Buzău, după cum bine știți și dumneavoastră, au fost încheiate contractele pentru dezăpezire. Fiecare tronson de drum are câte o firmă. Acum sunt 4 firme din situația transmisă de Consiliul Județean, însumând 63 de utilaje. Autoritățile administrative de pe raza județului Buzău au încheiat până la această dată contractele pentru dezăpezire, excepție făcând 2 unități administrative teritoriale, Murgești și Vintilă-Vodă. Șefa de la Casa Albă a făcut și un inventar al autoutilajelor pregătite pentru a interveni pe drumurile județene și naționale. Pe durata iernii, potrivit datelor oficiale, sunt disponibile 63 de utilaje pentru rutele județene, în timp ce pentru cele naționale ar exista 59 de autoutilaje. Ținând cont că au fost împărțite tronsoanele, da, numărul de utilaje este suficient. Mă refer aici doar la drumurile județene. Drumurile naționale, la licitație au participat mai multe firme, a fost declarată o firmă câștigătoare, sunt 59 de utilaje pe drumurile naționale, plus pe drumurile comunale se acționează cu utilajele de la fiecare unitate administrativ-teritorială. În funcție de categoria drumurilor putem să acționăm. Prefectul Mariana Buleandră va coordona un grup operațional format din reprezentanții celor mai importante structuri din administrație, grup ce va fi activat în funcție de avertizările meteorologice. La inițiativa responsabilului de la Casa Albă va fi întocmită o hartă virtuală cu toate drumurile din județ, localitățile buzoiene, maniera în care se face accesul către acestea, precum și resursele umane și tehnologice disponibile sau care deja sunt în intervenții.